pentru a ne explica, pentru că dânsul a fost selectat în urma procedurii noastre interne ca și consultant financiar și foarte pe scurt ne explică toate aceste necunoscute. Era aici, era o prima abordare a domnului consilier, rog să-i răspundeți dânsul. Întrebare. După declararea ofertantului câștigător, a băncii câștigătoare, pentru că procesul este unul de achiziție publică transparentă la care încurajăm competitivitatea, se depune un dosar la Ministerul de Finanțe care conține, într-adevăr, așa cum a spus, această listă provizorie pentru a putea primi avizul de la finanțe. Pe parcurs, dacă unul dintre sectoarele de drum sau un drum cu totul prinde finanțare pe o finanțare alternativă, pe PNDL, pe, nu știu, pe axa din cor, da, se poate face o notificare simplă către finanțe, o simplă adresă, se hotărăște prin hotărâre de Consiliul Județean că se înlocuiește un drum cu altul sau că se folosesc banii pentru alt proiect. Și cu o simplă notificare la Ministerul de Finanțe, la fel, după primirea avizului de la Ministerul de Finanțe, se notifică banca. Aceste condiții sunt băgate deja în caietul de sarcini pentru bancă, în așa cum că, indiferent ce bancă câștigă, să nu poată obiecta ulterior la modificarea obiectivelor. Da, corect. Mulțumesc.